Bulevardul Central din Bălț, de la primărie, pe lângă monumentul Tank, spre catedrala episcopului Marchel de Bălț, inaugurată de regele Mihai. Ia uitați-vă ce hal de drum avem, și trotuarul de pe timp sovietic. Nici usatul, nici fostul primar n-au făcut nimic. Drumul e strașnic, mai ales în anul ăsta cu ploi. Alături Universitatea Alecu Ruso din Bălț și un castel de boierc, probabil i s-o termină banii, o calculat greșit etajele, și acolo castelul lui e Marchel, drugul lui Usate și al lui Dodon și al lui Voronin și al cui vrei. Și aceea e catedrala din Bălț, monument de arhitectură, acum cu termopane. Cam asta e situația în capitala Nordului. Te apucă isteria și supărarea când vezi așa ceva, acum dansează mașinile. Hopai, țupai, hopai, țupai. Și Usată-i, după două mandate, acum vrea în Parlament. Și oamenii o să-l voteze. E bun? Ca să-i bagi puteți la pușcărie.